Acum adolescenții își doresc mai mult ca niciodată să pornească propria afacere. Unii dintre ei au deja planuri mărețe care speră elevii să se concretizeze în viitorul apropiat. Mi se pare o inițiativă admirabilă. Mi se pare că nu este destulă educația antreprenorială în școală. Un plus extra mi se pare util pentru elevi. Pilotez la momentul de față o afacere într-un incubator de business. Alții au participat cu interes la conferința intitulată Vreau să fiu antreprenor, pentru a afla de la oameni de succes care sunt ingredientele necesare pentru a reuși în lumea afacerilor. Am văzut mai multe chestii despre viitorul meu, despre cum aș putea să îmi organizez viața mai departe. Să învăț lucruri noi, secrete probabil, și să reușesc la un moment dat să ating succesul în domeniul afacerilor. De cealaltă parte, antreprenorii au venit în Constanța pentru a cunoaște tineri cu inițiativă care nu se mulțumesc să-și găsească un loc de muncă, ci vor să-și dezvolte propriul business. Am poposit astăzi în Constanța pentru a discuta cu tinerii despre ceea ce înseamnă antreprenoriatul în România. Cam cum văd ei antreprenorii, cam ce înseamnă pe ei antreprenoriatul, dacă au o idee de afacere, ce vor să facă cu ideea respectivă de afacere pe care o au. Și efectiv să-i sprijinim în continuare să o implementeze. Conferința s-a desfășurat la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. La eveniment au participat zeci de elevi din liceele constanțene.